acest gazon, incluzând aici atât achiziția, transportul și montajul, a costat în jur de 230-240.000 de euro. Este suma standard pentru întreaga Europa, deci la nivel european. Nu a fost o sumă mai mare, chiar țin să menționez faptul că în comparație cu contractul din 2014, costurile de acum pentru întreținerea atât a gazonului cât și a tuturor instalațiilor necesare bunei funcționări a Arenei Naționale, avem un buget mult mai mic și am făcut practic o reducere de cheltuieli de circa 700.000 de euro, ceea ce este aproape 1 milion de euro, o sumă foarte importantă, economisită, bani din care putem să facem alte activități, alte proiecte la nivelul municipiului București. Subliniez acest fapt. De ce? Pentru că acum suntem la prețurile din 2019, mult mai mari decât cele din 2014. Deci consider că în anii trecuți se cheltuia foarte mult pentru întreținerea Arenei Naționale. Acest gazon este schimbat după 2 ani, așa cum știți, ultima schimbare a avut loc în august 2017. În premieră, Primăria Capitalei a organizat o licitație internațională deschisă, bineînțeles, respectând legislația în vigoare. Avem un câștigător, avem de asemenea în premieră un contract cadru pentru o perioadă de 4 ani, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, dar bineînțeles toate lucrările se vor executa numai la comanda Primăriei Capitalei, prin Direcția de Investiții, care administrează Arena Națională și în caz de nevoie, firește. În acești 2 ani de zile, pe Arena Națională s-au jucat 50 de meciuri și au avut loc mai multe evenimente, printre care amintim cele de anul acesta, concertul Metallica și concertul Ed Sheeran, la care au participat peste 50.000 de participanți. Într-adevăr, prioritate au competițiile sportive și calendarul competițional este esențial pentru noi, dar atunci când nu afectăm aceste competiții sportive, este normal, așa cum se întâmplă în întreaga lume, ca arena să fie deschisă și pentru alte tipuri de evenimente, în special mari concerte.